dedicat celor mici. 40 de avioane au zburat într-un spectacol de excepție. Cei mai buni piloți, acrobați și planoriști au pregătit zboruri cu aeronave ultraușoare și un balon cu aer cald. În premieră în România a avut loc o demonstrație de acrobație a echipei naționale Hawks of Romania, în formație cu un avion BN-2. Piloții de acrobație au oferit un adevărat spectacol pe cer într-un show aviatic devenit deja tradiție. Demonstrațiile solo sau în formație au încântat privirile a peste 10.000 de oameni care au venit pe aerodromul Clinceni. Ca în fiecare an, spectatorii au avut parte și de surprize. În premieră, în România, două aeronave care nu au fost proiectate să zboare împreună au făcut formație. Andrei Șerbu este în momentul de față în spirală în jurul formației. Cap este un avion BN-2, un avion construit mai mult pentru transport aerian, iar membrii Hawks of Romania sunt cei care îi asigură escorta în această formație. Ia cărei acrobați au ridicat spectacolul la un alt nivel. Piloții au simulat un război pe cer în care au folosit efecte pirotehnice spre încântarea publicului. Au evoluat cu două avioane și au realizat acel exercițiu care de obicei se desfășoară la apus. Este foarte mare onoare pentru mine să fac parte din această formație. Sper că voi continua să zbor în această formație cât mai mult timp posibil și sper că vom reuși să evoluăm cu toții spre mai bine, să găsim formule noi de zbor, figuri noi și să ne dezvoltăm programul de la un meeting la altul. Reușim să menținem această tradiție a aeroclubului. Vă mărturisesc că de mic copil și eu am luat parte pe vremea aceea la meeting-uri. Formația White Wings a uimit audiența cu un zbor cu planorul. Un multiplu campion și recordman în planorism, Mihăiță Nicolae, a zburat și el. De la jumătatea activității mele, nu mai gândesc zborul. Zbor din instinct ca o pasăre. Și zborul ăsta e o artă a zborului. Zborul din instinct și zborul cu planorul e arta zborului. Adică zbori kilometri. Zbor, cel mai mult am zburat eu 12 ore în continuu. Întreg spectacolul a fost dedicat copiilor de ziua lor. Este o primă ocazie de a lua cunoștință cu frumoasa lumea aviației. În ceea ce privește acest avion, într-adevăr, este un avion celeb, un avion campion mondial, generație 84, un avion care, după foarte, foarte multe eforturi, zboară din nou. Este un avion de competiție cu care eu și un coleg de-al meu vom reprezenta la România la edițiile din acest an ale campionatelor de specialitate și mă refer aici la Danubia Cup și la campionatul european de acrobație. Spectatorii au mai putut vedea salturi impresionante cu parașuta, dar și un balon cu aer cald.